Diferența o face experiența. Experiența este o percepție. În schimb, chiar dacă este noțiune calitativă, se poate măsura prin intermediul anumitor indicatori. Asta este interesant. Adică, ok, nu vei ști exact ce experiență a avut, dar statistic, pentru că tot revin la cuvântul statistic, pentru că ne dau într-adevăr niște tendințe generale, dar statistic vezi exact cine sau care sunt, ok, unde mai am de lucrat, pe satisfacție, pe fidelizare, pe calitate, pe... sunt indicatori pe care îi putem urmări. Salut și vă mulțumesc pentru că ne urmăriți într-un nou episod Marca Ageo. Sunt Amalia Georgescu, moderatorul și organizatorul interviurilor Ageo și astăzi vă voi provoca la un subiect cu care ne confruntăm și la care căutăm răspunsuri aproape în fiecare zi. În special pentru cei care au o activitate în domeniul economic. De ce? Pentru că o afacere, o activitate nu poate să reziste fără clienți. Cu toții avem nevoie de clienți. Clienții însă nu vin oricum, nu rămân mai mult decât își doresc sau caută tot timpul modalități de a fi fidelizați, de a fi băgați în seamă, de a se simți bine. Cum îți prețuiești clientul? Cât de importantă este strategia de fidelizare, strategia de atragere a clientului, excelența serviciilor pe care le oferi, este un subiect pe care astăzi îl atingem cu doamna consultant Carmen Belcescu, parte a firmei de consultanță Griffin. Bine ai venit, Carmen! Mulțumesc, Amalia! Mulțumesc pentru introducere! Bine te-am găsit și sunt onorată de invitație, am răspuns cu mare drag. Este un domeniu relativ nou, are 22-24 de ani, de fapt în 1998 a fost el definit. Chiar vroiam să te întreb, cum de ți-ai ales fix această nișă specifică a domeniului de marketing, excelența serviciilor oferite clientului, zona aceasta de fidelizare, de servicii pe care le putem oferi la cel mai înalt nivel pentru satisfacția clientului? A venit, cred că, natural. E un proiect, Griffin este proiectul meu de suflet și un proiect matur, pentru că am stat și m-am gândit, ok, ce am făcut? Mi-am analizat parcursul profesional și am stat și m-am gândit ce am făcut eu bine, la ce am excelat, ce mi-a plăcut și cum aș putea să fac asta în continuare. Știi, ajungi la 40 de ani, începi să-ți pui, să te gândești la aspectele astea. Și analizând, am descoperit că numitorul comun era interacțiunea cu clienții și pe lângă aceasta vin cu un background din turism și Horeca, în țară, în străinătate, pe diferite funcții, unde în industria ospitalității experiența clienților este foarte sensibilă sau, în fine, domeniul este foarte sensibil la experiența clienților. Și atunci am spus, ok, asta vreau să fac. Pe măsură ce căutam informații și căutam să mă perfecționez, îmi dădeam seama că ce am trăit și ce avem noi prin experiență a fost deja documentat. Deci, așa cum spuneam, din 1998, lumea, asta pe experiența clienților, pentru că serviciile clienți sunt documentate mult înainte, din anii 80, din chiar mult mai înainte. Și asta e cu alegerea pe care am făcut-o. Ai făcut temele, ai făcut toate cercetările în domeniu și te-ai apucat de treabă. Griffin deja este lansat oficial, a început să își creeze un portofoliu de clienți la rândul său. Da, da. Care este modalitatea în care tu ai structurat aceste servicii? Pentru că privesc și eu din perspectiva antreprenorului, știu cât de important este clientul. Clientul, pe lângă faptul că alege să achiziționeze produsele și serviciile noastre, el de fapt nu cumpără un produs, el cumpără o experiență. Okay. Dorește să-și îndeplinească o nevoie sau o dorință și în același timp, prin finanțele pe care el mi le oferă, îmi asigură
continuitatea și cash flow-ul companiei. Mm. Însă nu suntem poate în mod natural orientați conștient către această strategie de crearea unei experiențe cât mai frumoase pentru client. Și avem nevoie de învățare, avem nevoie de consultanță, avem nevoie de specialiști. Cum ți-ai structurat tu aceste servicii? Cum le oferi celor care apelează la tine? Înainte să răspund la întrebarea asta, ca și completare la ceea ce tocmai ai spus, într-adevăr, sunt, ele trebuie structurate informațiile, dar trebuie structurate pentru că în momentul de față, informații pe customer service și pe customer experience există foarte multe și sunt folosite. Există în 2019, să spunem, existau 5 companii în lume, 5.000, pardon, de companii în lume care aveau un departament de customer experience cu un lider care raporta direct CEO-ului. Și atunci, ca să-ți dai seama de importanța și de impactul pe care customer experience îl are la nivel mondial, în corporații, în marile companii din lume sunt folosite, deci acestea sunt strategii și tehnici folosite, dar în mediul antreprenorial din România mai puțin. Asta ca să răspund, pentru că într-adevăr nu știe lumea, toată lumea, există o confuzie de fapt între servicii clienți și experiență clienți. Noțiunile astea două nu sunt, sunt complementare, de fapt serviciile clienți fac parte din experiența pe care o au clienții, dar nu sunt ele baza și atunci este nevoie de învățare. Cum am structurat-o eu, ca să răspund? Încă sunt la, mă maturizez și eu odată cu proiectul pe partea aceasta, dar în principiu clienții mei sunt fie companii mici, care nu au, sunt companiile mici și mijlocii spre mari. Și atunci nu vorbesc de corporații, unde segmentul este deja asigurat de obicei prin protocolul companiei. Dar pentru companiile mici, probabil, asigur, nu știu, verificarea prezenței online din perspectiva unei experiențe client. Ce înseamnă? Că verific recenziile pe Facebook, verific pe Google My Business și asigur oportunități de creștere prin feedback-ul pe care îl dau. Site-ul, iarăși, este important, care este cartea ta de vizită. Pandemia a schimbat totul, obligând foarte multă lume să fie mai vizibilă în online dacă nu era, sau oricum să-și întărească prezența. Pentru că experiența cu clientul, de fapt, are mulți pași înainte de a deveni client efectiv. Pentru că el este un client potențial chiar și de când intră de pe site-ul tău sau de când te verifică din momentul în care pe Google, exact, îți aude numele și își face o primă impresie. De atunci, și de asta sunt atât de importante recenziile. Pentru că în momentul în care experiența începe exact, în momentul în care aude de tine și se termină, nu știu, după serviciul de achiziție, după achiziție, după poate follow-up, după o eventuală problemă care se soluționează în call center. Deci, practic, în toate punctele de contact, asta este și definiția experienței client, așa cum bine ai spus-o, începe mult înainte, începe din momentul în care aude numele, îl googlește. Care e feeling-ul tău cu privire la piața ieșeană din perspectiva experienței clientului? Este un concept pe care antreprenorii îl primesc bine, îl privesc cu suspiciune, lasă că deocamdată nu avem noi nevoie de așa ceva, clientul să fie mulțumit că îi dau eu produsele, pentru că noi avem un pic tendința aceasta de a face lucrurile tradițional. Și nu mai este cazul. Deja noi, antreprenorii, trebuie să aderăm la marile corporații, cum spuneai tu, să privim ce fac ele bine, procesele, să luăm modelele de bune practici, strategiile, procesele, tot ce au ei acolo și să căutăm să le implementăm și noi. Care e feedback-ul tău cu privire la piața locală? Există două tipuri de antreprenori. Antreprenorii care sunt axați pe metoda tradițională, pe livrarea serviciului, și antreprenorii care caută să se dezvolte, care și-au dat seama că agilitatea și această curiozitate și satisfacerea clienților este ceea ce trebuie în momentul de față pentru a te demarca. Practic asta face experiența clienților, te diferențiază față de concurență și atunci există două tipuri din punctul meu de vedere. Cei axați pe livrarea serviciului și cei axați pe experiențe. Cei care sunt deschiși și care vor să învețe. Din ce am întâlnit sunt cele două, în prima categorie nu-ți spun nu mă interesează cei axați pe livrarea serviciului. Îți spun că nu am bani acum, că noi deja lucrăm pe partea de servicii de calitate, dar fără
să înglobeze aceste servicii de calitate în conceptul de experiență care este mult mai larg și care e viitor, pentru că toată lumea aude de tine, te caută, ești în online, trebuie să fii în online, trebuie să fii fizic și iarăși foarte important, deși experiența clienților are trei componente. Are componenta umană, da, serviciile clienți, are componenta tehnică, digital experience, da, tot ce înseamnă inteligența artificială, ce punem noi la bătaie ca să ne ajute în online. Nu mai putem fără digital. Da, da, și chiar ajută. Și partea a treia legată de atmosferă și de, nu știu, de designul, fie că vorbim de produs, fie că vorbim de o companie. Deci aceste trei componente, dar în cele trei, statistic, cea mai importantă este cea de servicii clienți, cea pe care m-am orientat eu. Partea digitală nu o asigur, pentru că aici există atâtea companii și atâtea softuri. Dar chiar era un summit în 2020 în Digital Experience și ca idee 59% dintre cei prezenți acolo în calitate de consumatori au spus că o experiență client presupune o interacțiune umană. Deci factorul uman este clar cel mai important, dar și celelalte, bineînțeles, contează. Deci oamenii sunt încă împărțiți, dar eu cred în potențialul acestei și cred că, oricum, în momentul de față asta este, aici este diferențierea și cred în potențialul acestei. Așa a fost și cu marketingul la început, la ce îmi trebuie. Da. Este un început pentru toate și, într-adevăr, lumea oricum deja știe, dar e limitat, sunt limitate cunoștințele sau bine, unde se aplică, se aplică. Ai în gama ta de servicii și partea de mystery client pe care tu asiguri, cum faci partea asta de analiză și de evaluare inițială a acestor experiențe pe care, sub o formă sau alta, un antreprenor le oferă așa cum știe el, dar tu îi dai un raport de început, un tablou, și apoi îi dai niște soluții, ca un doctor. Îi dai o mică rețetă. O mică rețetă, da. Cum e la început evaluarea? Cum privești lucrurile? Din perspectiva unui client. De obicei, neavând o legătură neapărat cu compania respectivă, sunt cât se poate de obiectivă în ce mi-aș dori, ce știu că își doresc clienții, pentru că există niște lucruri pe care clienții le doresc. Nu mă iau pe mine în calcul, ci prin prisma a ceea ce își doresc clienții, că își doresc personalizare, că își doresc, în fine, prin toate acestea, le trec prin toate aceste filtre. Și la sfârșit facem așa, un rezultat. Ce putem ameliora, unde se mai poate schimba, dacă este nevoie, dacă ce e ok. Și iarăși sunt direcții. În funcție de ce își doresc clienții, mai trasez niște direcții. Dar asta e partea de analiză în online. Mai am și partea de consultanță în strategie de business, apropo, când am terminat, am început și... Dar nu e nevoie să le spunem pe toate deodată, okay. Le spunem pe etape. Înțeles, da. Consultanță în strategie de business, ok. Da, care înglobează și partea aceasta, pornind, asta este pragul de pornire. Hai să vedem ca un, nu știu, hai să vedem indicatori, haideți să vedem metri, să știm de la ce pornim, ca să știm către ce ne îndreptăm. Păi da, pentru că marketingul, la urmă, trebuie să facă parte din strategia de management a companiei la nivel strategic. Pentru că nu facem marketingul doar că e o promoție care trebuie să fim și noi în trend cu ea, doar pentru că ni se cere să avem și noi niște pliante. Exact. Dacă tu îți analizezi obiectivele și știi clar unde vrei să ajungi, marketingul este un canal prin care îți îndeplinești aceste obiective. Marketingul este separat, sunt de acord. Și, de fapt, ele au ca și numitor comun marketingul și experiența clienților, satisfacția și achiziția de clienți, ca și experiența clienților, achiziția și păstrarea de clienți, dar experiența clienților, de fapt, a izvorât dintr-o necesitate, necesitatea aceasta de a te demarca, pentru că acum toată lumea se aliniază. Și-a pus concurentul, și-a setat un preț, vine și... Deci nu mai există. Lumea toată este obișnuită cu experiențe bune. Deja e normal să fii tratat într-un anumit fel, se consideră normal și atunci ce face diferența? Diferența o face experiența. Experiența este o percepție. În schimb, chiar dacă este noțiune calitativă, se poate măsura prin intermediul anumitor indicatori. Asta este interesant. Adică, ok, nu vei ști exact ce experiență a avut, dar statistic, pentru că tot revin la cuvântul statistic, pentru că ne dau într-adevăr niște tendințe generale, dar statistic vezi exact cine sau care sunt, ok, unde mai am de lucrat, pe satisfacție, pe fidelizare, pe calitate, sunt indicatori pe care îi putem urmări și atunci vei avea tendința generală ascendentă
care poate să, care bineînțeles, al cărei rezultat final este fix experiența clientului pe care o dorim. Menționai la început că marile corporații au departamente dedicate pe experiența clientului. Aici cred că e următorul nivel la care tu ne vei provoca să gândim, pentru că experiența clientului devine din ce în ce mai individualizată. Dacă mie îmi pasă cu adevărat de clientul meu, voi face tot posibilul să-l cunosc unul la unul, să aflu cât mai multe lucruri. Nu doar să-i personalizez, dar să mă preocupe și alte aspecte legate de succesul asociat produsului sau serviciului meu pentru el. Exact. Cum vezi piața din România la acest capitol al experienței clientului? Există tendințe de adaptare cât mai rapidă? Sunt exemple de succes la care putem apela de aici, din România? Da, există și un ghid al organizației. KPGM-ul este, KPGM sunt cei care au creat acest studiu și există un ghid în care există un clasament al top firmelor din România. Pe locul întâi este retailul non-alimentar, ca și idee, unde concurența este acerbă. Vorbesc de, nu știu, de firme precum Samsung, precum Cărturești, care sunt în top, se mențin în topul companiei. Vorbesc de companiile mari, pentru că ele au fost luate în calcul, nu de mici antreprenori, care de multe ori asigură clienților o experiență mult mai bună, se dau de 3 ori peste cap, fac tot ce trebuie. Dar și nu se promovează, nu sunt scoși, nu sunt la în un alt, nu sunt la nivelul la care, în companiile mari sunt deja implementate la nivel de proces, standarde și așa mai departe. Și atunci, da, dar există o creștere și din perspectiva aceasta, clientul român apreciază foarte mult încrederea în firmă în momentul de față și, bine, rapiditatea, dar asta ține tot de rapiditatea, încrederea și personalizarea serviciilor. Vorbim de clientul extern în cele mai multe situații când ne referim la experiența clienților. Ce facem cu clienții interni, cu angajații noștri, că și ei sunt ai noștri? Ai pus punctul pe ei, Amalia, și zic de ce, pentru că într-adevăr este o a doua strategie. Una, poate chiar prima ar trebui să fie într-o companie, aceasta de employee engagement. Statistica virgulă care m-a șocat a fost aceea că la nivel mondial, în 2021, 20% dintre angajații studiului Gartner-Gallup sunt angajați activi. Există 3 categorii. Angajați implicați activi, angajați neimplicați și angajați neimplicați activi. Între cele proporțiile, aici este șocul mare, 20% angajați implicați activi, 14% neimplicați activ, deci cei care sunt detractorii tăi, cei care, pe care ți-ai dori să nu-i ai poate în firmă, iar restul de 64, dacă am socotit eu bine, 14, 20, 66% sunt neimplicați activ. Acești neimplicați activ sunt acei oameni care vin la serviciu, își fac treaba fără să facă nimic în plus și atunci e greu să ofere o experiență plăcută clienților dacă ei în sine nu sunt motivați. Și iată, principiul lui Pareto intră în calcul și aici, da, 20-80. Da, da. Preocupă-te de cei 20, că cei 20 îți aduc cel mai mare rezultat. Mai este, mă scuz că te întrerup. Te rog, dar chiar vreau să completăm, pentru că e un subiect atât de interesant. Da, unul, da, e și un domeniu, da, în care mă pasionează. Eu am terminat marketingul, lucrez în zona aceasta a relațiilor publice, a comunicării și de multe ori am militat pentru acest aspect. Preocupați-vă de client, dar nu doar mimând sloganul pe care l-au americanii, clientul e stăpânul nostru, că de multe ori noi, ca mentalitate românească, zicem, cum să fie stăpânul meu? Nu e adevărat, că noi avem acolo niște reminiscențe când auzim de stăpân și sclav și subjugare și așa mai departe. Însă, dacă privești lucrurile invers, clientul e partenerul meu. Clientul e cel care îmi generează inovarea, business-ul. Îmi generează game noi de produse, mă ajută să dezvolt business-ul, pot să îmi duc strategia pe termen lung datorită clienților mei. Atunci lucrurile se schimbă. Exact. Și e foarte interesant ceea ce îmi spui. Te rog, da, Carmen. E interesant și vreau să continui că, surprinzător, spui că tot așa văzusem niște studii, pui 3 angajați actively employed, da? Cei implicați într-o barcă și adaugi un non-active employed, ghiși ce se întâmplă. Ai spune că cei 3 îl vor trage și pe celălalt după ei și vor... Dar nu, statistic nu.
Statistic nu, și asta mi se pare, și aici trebuie lucrat, de fapt este clar este o direcție în care trebuie să ne concentrăm, inclusiv în companii, în marile companii, deși investesc sume considerabile, mai este de lucru pentru că încă nu s-a ajuns la nivelul, în corporații spun. De exemplu, eu, ultimii 5 ani, ideea business-ului meu a venit în 2016, dar atunci am creat un blog, clientul mulțumit, dar nu m-am considerat suficient pregătită și am zis, ok, m-am nevoie de partea asta de indicatori și m-am întors în corporație și într-o corporație în care asta face, externalizează servicii client, outsourcing pe servicii client. Și în ideea aceasta am văzut că, deși sunt aplicate, am și văzut și am studiat, nu funcționează. Marea masă a angajaților este tot, știi, not involved. Așa este. Da. Clientul intern oricum ține și de strategie de resurse umane, psihologie, motivare sub diverse forme, financiară, non-financiară. E o muncă continuă. Însă și la capitolul clienților și a partenerilor noștri externi, același lucru se derulează sub o formă mai mică sau mai mare. Dar această experiență a clientului contează foarte mult, pentru că și aici avem clienții mulțumiți care ne recomandă mai departe, care ne aduc clienți și care se transformă în niște ambasadori, niște influenceri, niște lideri de opinie pentru noi, dar sunt și acei clienți aparent mulțumiți, care, sub o formă sau alta, fie nu mai revin niciodată, fie poate ajung să vorbească de rău compania. Cum ne comportăm? Cum îi tratăm pe acești clienți? Ating și partea asta în afară de consultanță, fac training ca să le iau pe rând și tocmai pentru că ele sunt foarte, așa cum și tu le spui, ele sunt legate între ele. Asigur cursuri, de exemplu traininguri pe partea asta de gestiune de clienți nemulțumiți, de gestionare a clienților nemulțumiți, pe partea de comunicare cu clienții și abordare și pe partea de motivare a echipei. Atâta tot, pentru că astea sunt în sfera de customer experience, așa cum le văd eu. Și, apropo de ce ai spus, statistic, 5% dintre clienți, dintre clienții nemulțumiți, vin cu un feedback către companie. Deci 5% înseamnă 5 dintre 100. Ceilalți sunt nemulțumiți, dar nu spun. Nu-ți spun ție, dar se duc și sunt la un pas de o recenzie negativă. Depinde de tine cum faci să aplanezi situația, să nu o inflamezi. Și atunci, da, și aici este nevoie. Și având în vedere că experiența clienților pleacă de la recenzii, ele sunt legate. Cum faci să nu ai recenzii? Cum faci să nu ai clienți nemulțumiți la urma urmei? Cum îi ajuți sau îi exact cum ai spus, transformi un client nemulțumit într-un ambasador. Bine, și aici sunt diferite tipologii de clienți. Nu este doar, sunt cei care sunt nemulțumiți doar ca să obțină niște avantaje. Acum, sunt și aici tipologii, dar există, bineînțeles, o strategie prin care, ok, și rapiditatea este soluția. Rapiditatea rezolvării situației și să ai oameni competenți. Competența oamenilor contează foarte mult și să le lași puțin autonomie să gestioneze o situație. Să nu fii tu tot timpul cel care să trebuiască să salveze, dar dacă este nevoie, clar. CEO. Apropo de clienții nemulțumiți, am avut bucuria comică de a auzi un client care era nemulțumit, dar la un moment dat mie mi se părea nejustificată nemulțumirea lui și tot insista și la un moment dat îndrăznesc și spun: permiteți-mi să vă întreb, de ce totuși sunteți nemulțumiți și puneți întrebări suplimentare și căutați tot felul de informații ajutătoare, lucruri care sunt răspunse de mai bine de câteva minute, fie prin lista produselor, garanție, certificări, tot. Și clientul îmi dă un răspuns: am învățat să fiu nemulțumit, că așa mă asigur că primesc ce e mai bun și nimeni nu o să mă fure. Wow. Cum te raportezi la un astfel de client? Ca și în legea lui Pareto, știm că 20% dintre clienți, dintre clienții tăi, îți aduc 80% dintre venituri. Și atunci, depinde cât timp pierzi, cât timp vrei să-i alugi, depinde în ce categorie de clienți, dacă este între clienții tăi VIP sau nu. Da. Depinde, în primul rând, de asta, cât de mult timp poți să-i acord și dacă este un client VIP, acest tip de client, el este prin
prin seriozitate, prin răspunsuri, prin expertiza, clar, la asemenea tip de client contează foarte mult expertiza, pentru că ei caută, ei se informează și atunci dacă găsesc în tine expertul pe care să-l vor veni tot timpul cu informații, să-ți arate despre ce este vorba, că ei știu, că, dar nemulțumirea aceasta vine tot. Deci dacă reușești să treci peste această barieră și să dovedești că tu ești un expert și că ești serios și că ești în regulă, îl vei avea alături de tine. Îl cucerești, da, da, da. L-ai alături de tine. Trainingurile le organizezi doar la cerere, sunt și still open, se poate înscrie oricine este interesat. Cam care este modalitatea? Le organizez la cerere. Am mai făcut un webinar și vreau să mai fac, bine, anul de abia început, dar voi face și pe partea de gestiune de clienți nemulțumiți, pentru că avem nevoie. Mă uit în, mi se pare, analizând recenzii, eu fac asta din pasiune, oricum mă mai uit pe recenzii să văd ce și cum și îmi dau seama că este nevoie atât la nivel de antreprenor, atât la nivel de angajat, atât de la nivel de client. Că fiecare trebuie, există o responsabilitate comună într-o recenzie și atunci este nevoie, dar și asta mi se pare cel mai important, și abordarea clienților, da. Deci webinar și la cerere. De unde a venit numele Griffin? După o noapte de căutări, am luat, nu știu, mi-a plăcut, este simbolul grifonului, păsării grifon, dar nefiind disponibile domeniile ca să ajungem la partea telurică, nu era grifon nu era, griffin cu doi de f nu era, griffin.ro, asta, și mie mi-a plăcut sonoritatea și simbolistica în altă ordine de idei. Și cum se va dezvolta Griffin în următoarea perioadă? Vrei să lansezi cursuri noi? Ai poate deja dorință de a oferi serviciile tale și în țară, în afara României? Cam care ar fi strategia? Având în vedere că a fost lansat de anul trecut, sunt încă timidă în... vreau să cresc anul ăsta, să crească puțin business-ul, să obțin încrederea un număr mai mare de antreprenori. Și pentru asta obiectivul principal este să îi determin să conștientizeze importanța experienței și modul în care aceasta îți poate salva business-ul la un moment dat. Și aștept iarăși cu nerăbdare proiectul Star of Hope, pentru un parteneriat în care am oferit mentor pentru copiii cu dizabilități, tocmai pe partea aceasta de comunicare, de integrare, care să-i ajute să se integreze în locurile de muncă. Încă deci ofer și mentorare pentru tineri, pentru cei care sunt la început de drum, fie dacă vor să devină antreprenori sau vor să urmeze o carieră, te ocupi și de partea aceasta? Nu. Doar nu. La cerere, pentru că... Asta a fost da. Planul meu, având în vedere deficitul de forță de muncă, planul meu secret era să mă orientez către orfelinate, pentru că copiii aceia, odată ieșiți din orfelinat, n-au foarte mari șanse, pentru că nu au această parte de empatie, nu au această parte de servicii client. Chiar dacă în Horeca e nevoie și atunci poți asigura. Și m-am gândit la asta cu, știi, cu dublu impact. În momentul în care a fost partea de Crăciun de la Star of Hope, evenimentul de Crăciun cu donări, am zis, eu nu pot să donez, deocamdată sunt prea mică să pot dona o sumă, dar aș putea face asta, să mă implic, să dau din timpul meu. Și de-abia aștept, doamna Aurora Vatamaniuc a fost de acord și uite așa, de-abia aștept. E nevoie de astfel de mentori pentru generația tânără și pentru cei care vor să învețe și dintr-un motiv sau altul nu au cum să își plătească o educație, da, sau să facă ceva concret în direcția aceasta, și noi să fim cei care întoarcem din experiența noastră către comunitate. Asta este forma de responsabilitate socială pe care tu, Carmen, o întorci cu bucurie, cu drag, cu deschidere către cei din ea, și asta este foarte important, pentru că și scopul acestui interviu, a tuturor interviurilor pe care le facem în AGO, este de a arăta că se poate, de a arăta că oameni relativ simpli, oameni care nu sunt tot timpul promovați pe marile canale ale televiziunii, pot face schimbarea. 1. Arată că afacerile pot fi construite etic și cu integritate în România. 2. Arată că ei își urmează viziunea zi de zi. 3. Că sunt modele pentru comunitatea locală. 4. Dincolo de business,
sunt oameni cu care poți să colaborezi, cu care îți face plăcere când te vezi pe stradă, să spui, bună Carmen, ce mai faci, cum îți mai merge? Și nu traversezi rapid pe partea cealaltă și zic, aoleu, nu vreau să mă mai întâlnesc, că ce mi-a făcut, ce am trăit, pentru că am remarcat, apropo de experiența clientului, poate este la nivel general psihologic valabil, însă în special în România, având experiența aceasta mai mult, noi cam avem obiceiul așa să fabulăm, să ne transformăm experiențele negative într-o telenovelă și cât de greu am suferit și ce am pățit și lucrurile nu stau chiar așa. Și aici cred că e și un lucru interesant apropo de experiența clientului, dacă în training-uri sau în discuțiile cu cei interesați, atingi și partea aceasta de psihologie. Cum o vezi zona aceasta de neuromarketing, psihologie, psihologia consumatorului? Este clar importantă, dar asta ține mai mult de dezvoltarea personală. Eu m-am concentrat deocamdată pe partea de profesional, ceea ce ne atinge pe noi în plan profesional. Clar, este foarte importantă și partea de motivație, și partea de comunicare și cum ne raportăm la o situație și cum ne setăm un mindset. Dar asta e mai mult pe așa o văd eu, nu știu. Revenim la statistică și la teorie. Care sunt tipologiile de clienți de obicei când ne apucăm de făcut un business, visăm doar la succes? Cu siguranță or să vină numai clienți care o să cumpere de la noi, însă nu prea stăm noi și ne analizăm din cărți tipologiile de clienți. Vii tu, Carmen, și ne oferi această plasare concretă asupra tipologiilor de clienți. Ai făcut o astfel de analiză? Am făcut, dar mai mult pe cei nemulțumiți, pentru că cei mulțumiți, ok. Sunt clar categoria pe plus. Sunt categoria pe plus, la care, bineînțeles, trebuie să te raportezi prin fidelizare, prin, dar nu există categorie, bine, mai mulțumiți, mai puțin mulțumiți, probabil îi poți, dar cei mai puțin mulțumiți, de exemplu, grăbitul, este un client, nu este nemulțumit, dar se poate transforma foarte ușor într-un client nemulțumit. Mai lasă-l să aștepte un pic și să vezi cum se aprinde flacăra. Și da, există mai multe tipologii. Grăbitul, regele, cel care consideră că îi se cuvine tot, poate face parte dintre clienții VIP sau nu. Clientul acela de care vorbeam mai înainte, care caută să obțină anumite beneficii. Și atunci și aceea este o categorie apartă. Clientul agresiv este iarăși și aici este bine să fii foarte, foarte vigilent, să setezi limitele clar. Și să fii tot timpul în gardă, pentru că se pot întâmpla, nu știu dacă știi, a fost în Franța de curând un angajat al Bouygues omorât pentru o factură. De un client a revenit în magazin cu un cuțit și a rănit doi angajați pe unul mortal. Asta zic, clientul agresiv, nu te poți, nu știi cu ce background vine, cu ce... Și atunci păstrezi distanța, chemi un... În fine, sunt tipologiile sunt și sunt definite nu de mine. Nu de mine, ele sunt în literatura de specialitate. Și da, e bine să le cunoaștem și să știm ce putem face sau cum putem să îi abordăm în așa fel încât să păstrăm situația la un nivel cât mai ok, cât mai bine și pentru noi și pentru el. Cine face parte din echipa Griffin? Colegii tăi, parteneri, colaboratori? Poate într-un proiect ai nevoie de mai mulți oameni, îți dai seama că ai nevoie de mai mulți specialiști. Cu cine lucrezi? Păi, deocamdată sunt one-man show, dar am în vedere anumite persoane la care mă pot raporta și de la care pot primi ajutor în momentul în care voi avea nevoie. Deocamdată nu e cazul, având în vedere că nu am un volum care să depășească. Îți doresc proiecte cât mai mari. Mulțumesc, îmi doresc și eu. Deocamdată n-am ajuns acolo, dar încet, încet, dar am persoane pe care le consider ok și cu care aș putea discuta. Sunt, există oameni pe pasionați, din cei actively involved. Cum e Carmen dincolo de lumea Griffin? Carmen e... Subsemnata e veselă, sunt veselă, sunt optimistă, și mă gândeam acum venind spre tine, mă gândeam la cum ați prezentat voi la Devos, tu și soțul tău,
acea complementaritate în care tu ești partea creativă și e cam acea situație și la mine, eu sunt partea creativă din casă, soțul meu este partea stable, steady. Tehnic, totul da, sigur, totul exact. Calculat. Și e important pentru că eu mă mai arunc așa și mai vine câte o plasă, nu? dar în principiu cântăresc, sunt, bine, am ajuns, zic eu, la o vârstă în care pot privi cu o anumită maturitate, nu mă mai impresionează orice. La 40 e la 40. Ca idei, sunt vesele, sunt optimistă, sunt mamă de doi băieți mici, aștept să crească, să-mi ofere mai mult timp liber, mai fac babysitting cu ai mei. Cum îmbin rolurile astea toate pe care n-am găsit modelul perfect, echilibrul acela cred perfect între... Cred că nici nu există perfecțiunea, nu cred că există echilibru. Suntem așa încurajați să tindem spre acest echilibru, spre această perfecțiune, dar dacă privim sincer, de fapt noi trebuie să negociem. Să învățăm cum să contrabalansăm lorurile astea, pentru că vor veni momente când va trebui să fii mai mult mamă. Atunci toate celelalte să fie puse pe hold. Vor veni momente când cei din familie trebuie să înțeleagă mami are un proiect foarte important, va fi o perioadă aglomerată, vă rog, am încredere în voi, știți foarte bine că mami o să contrabalanceze și atunci tu te duci și te dedici pe profesional și focus maxim. Și tot timpul trebuie să negociem. Asta e un lucru pe care tu, cu siguranță, la 40 de ani ai acumulat foarte multă experiență în zona asta și poți să și fii un mini coach pentru femeile tinere la început de drum. Apropo de asta, ce le-ai spune tu tinerelor la început de drum care ar vrea să-și facă un business, ar vrea să dezvolte o idee mică de afaceri, consultanță, servicii, produse, nu contează, dar femeile la început de drum? Știu că nu e foarte ușor, mai ales că statul nu te ajută foarte mult în partea aceasta. Eu sunt, proiectul acesta al meu este pe firma soțului, care are un alt domeniu de activitate la care am... Ai făcut o divizie nouă, exact. Pe zona de consultanță. Dar, dacă totuși crezi în ceea ce faci, dacă ai pasiune, dacă vezi un viitor, dacă realmente te raportezi la asta ca la cel mai important lucru pe care l-ai face, mi se pare important să acționezi asupra. Pentru că mai târziu, și am participat la niște întâlniri, networking, toate, la toate, era regret că nu am făcut, ce regret cel mai mult, asta era întrebarea, și regret că nu am făcut asta mai devreme sau atunci când m-am gândit. Sau, deci aș spune să act on it, dacă este cazul, și să iasă din zona de confort. În momentele astea înveți cel mai mult. În momentul în care se închide o buclă, se deschide o alta care vine cu noi informații, cu noi, cel puțin și nu numai în cazul meu, dar atunci înveți, când ești scos puțin. Oricât de limbaj de lemn ar suna asta cu zona de confort, că a fost atât de mult utilizat, dar e o realitate. Experiența clienților, cei mai importanți din viața ta, soțul și copiii. Cum tratezi tu acest proiect, dacă îmi permiți să pun în ghilimele, ca ei să aibă cea mai frumoasă experiență? Zim câteva din lucrurile interesante pe care le faceți împreună sau modalitatea în care vă petreceți timpul și simți așa că familia ta e satisfăcută, e la nivelul de fericire maximă. Cred că cel mai bine se simte și eu, de altfel, când jucăm jocuri care ne pasionează, nu știu, gen păcălici, gen suntem la vârsta asta, sau jocuri cu comoara de pirat, jocuri. Dar nu când jocurile împreună. Da, nu jocurile care îi pasionează neapărat pe ei, pentru că ei se uită la desene și aici nu mă simt eu în largul meu să stau să mașinuțe și nu. Și atunci intru pe partea de teacher, haideți să facem activități, haideți să... Și asta le place, dar nu în mod deosebit. Și atunci cred că cea mai plăcută experiență este când, ok, compromis și vouă și mie, asta ne place, asta facem. Sau când ieșim cu bicicletă, îmi doresc să mai crească și cel mic, să-i scoatem roțile de la bicicletă și să mergem, nu sunt o împătimită, dar îmi place. Și aș vrea să am învățat de curând, acum vreo 7 ani, și aș vrea să mergem. Asta văd, ieșirile împreună care te conectează, pentru că acasă ești tot timpul distras, sună telefonul, ești tentat să pui mâna pe telefon, ești, frate, e o prelungire a mâinii a devenit. Și atunci cred că ieșirea din, sau pur și simplu, închizi tot ce înseamnă tehnologie și te deconectezi, deconectarea. Cea mai importantă lecție pe care ți-o oferă copiii tăi? Să-mi cer iertare, să fiu...
să recunosc unde am greșit. Este cea mai importantă lecție, pentru că vii cu nervi, cu... eu nu sunt cea mai calmă persoană neapărat. Nu sunt, lucrez, cu clienții n-am nicio problemă, deci și am avut tot timpul diferența asta și am mai auzit-o. Deci când ești în business, ești zenul de pe lume și ai răbdare cu oricine. Deci pe parcursul experienței am, toată lumea zice, cum poți, cum ai atâta răbdare? În schimb, când vine partea de personal și spui de 10 ori și totuși nu, nu mai pot. Și atunci ce învăț de la ei este de fiecare dată, bineînțeles, mai ridică, mai urcă decibelii și învăț de la ei să-mi cer scuze, să-mi recunosc că am greșit, că eram de fapt, nu eram supărată pe ei sau frustrarea vine din interior și atunci... Și să creez și ei să recunoască, să-și asume unde greșesc. Cam asta este lecția pe care o constat zi de zi. Și când ai timp doar pentru tine, cum îți place să ți-l petreci? Îmi încarc bateriile în conversații eu, cu prieteni cu care nu m-am mai văzut. Și așa nu ies foarte des, vă imaginați. Nu-mi imaginez, nu știu. Nu, da, corect. Fiind copiii micuți, am mai ascultat și alte, de exemplu, Ana Maria chiar spunea că ai vina asta, Ana Maria, ai vina asta pe, când pleci de acasă o jumătate de oră, te simți, vai, i-am părăsit, i-am abandonat o oră, să te duci să-ți faci unghii sau să-ți faci nu știu ce. Asta e, zic că, nu știu, mi se pare că trebuie să scap de vina, dar eu mă reconectez în relat, mă reconectez citind ce îmi place și în general îmi place în zona asta de customer service, eu nu consider un job, ci pur și simplu îmi place să aflu informații noi și atunci dacă chiar am timp, știi, dau pe YouTube sau dau un podcast sau un filmuleț, sunt informația curge acolo și atunci... Din toată experiența ta profesională, în toate joburile prin care ai fost și în străinătate și în România, care te-a provocat cel mai mult? Care ți-a plăcut cel mai mult? Partea de hotelărie, partea de Horeca. În România mai puțin, dar în Franța am lucrat în zona asta și tot așa am crescut. Eram în două hoteluri, practic, am lucrat. Am început în unul și am continuat în două. Ideea este că acolo cunoști foarte mulți oameni, trebuie să știi să te adaptezi și hotelăria în Paris, de fapt, concurența este foarte mare în hotelăria în Paris și atunci partea asta de pricing și de... este o joacă, așa, un câine și fizica. Vine la mine, vedem, scădem prețurile, este tarifarea, politica tarifară este... Și pe lângă asta, tu trebuie să ai clienți, să-ți fidelizezi clienți. Clienții aceia care se întorc regulat la congrese, la conferințe. Și mi s-a părut foarte, foarte provocatoare și mi-a plăcut foarte mult partea aceasta. Și am reușit, am avut rezultat, nu numai eu, zic cu întreaga echipă, dar mi-a plăcut foarte mult. Acum te-ai întors în România, acum. Când ai decis să te întorci în România, ai început antreprenoriatul, viața de familie și toate lucrurile se schimbă într-o direcție nouă pe care tu acum vrei să o ai în control, o gestionezi, o generezi. Tu ești generatorul viitorului tău de acum. Care sunt câteva gânduri, dorințe personale, obiective pe care le ai în anul acesta și în perioada următoare pe care am putea să le luăm poate ca și sfaturi pentru noi? Îmi doresc să capăt puțin mai multă încredere în mine și la nivel de business mai mult, dar asta vine clar și din creșterea progresivă. Îmi doresc să fac și eu niște cursuri, tot pe partea profesională și eventual pe partea de neurolingvistică, să sondez puțin mai adânc. Practic îmi doresc să cresc, dar ca să fac o sinteză, îmi doresc să cresc profesional și personal, pentru că cele două nu sunt strict legate și să reușesc să dau comunității puțin din ce mi oferă, pentru că la rândul meu am primit foarte mult, simt că am primit foarte mult și atunci e normal să dai măcar o parte, dacă nu în viața următoare vei fi dator vândut. Mulțumesc, da. Carmen. Mulțumesc pentru prezența eu, în studioul AGEO. A fost un interviu captivant, foarte frumos, cu un subiect de actualitate și îți urez succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc din suflet asemenea. Mulțumesc. Cu mare drag. Mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă doresc să luptați pentru o experiență cât mai frumoasă, pentru clienții voștri externi sau interni, pentru clienții voștri din familii, pentru că și acolo ei sunt cei mai importanți din viața noastră și ne dorim să creăm amintiri memorabile, nu doar pentru ei, ci și pentru toți cei din viața noastră. Să aveți o săptămână cu multă bucurie, cu experiențe frumoase și amintiri de neuitat. La revedere!